mare lucru, pentru că dacă până acum luam punctual câte o familie, un copil sau în sfârșit pe cineva nevoiaș, de data asta, iată, avem o echipă întreagă, făcând un efort de echipă, servim de fapt interesele unei echipe de copii de aici din zonă. De obicei ne prinde luna decembrie pe șantier. Ultima emisiune din Visuri la Chile este de obicei atinsă de o vreme proastă. Asta n-a făcut excepție. Suntem obișnuiți însă, e adevărat, lucrările sunt din ce în ce mai dificile pe măsură ce este umezeală. Capacitatea de uscare a vopselurilor, toate procedeele care sunt umede, evident că au de suferit. Cred că cel mai dificil a fost să mă lupt cu vremea. Asta a fost, de fapt, cel mai greu. Trebuie să administrez materiale. Materialele pot fi lăsate, dar afară, trebuie să acoperite. Unele din ele sunt perisabile. Cred că asta a fost cel mai greu. Și totul trebuie făcut într-un timp scurt. În șantiere obișnuite pe care le am, evident, pot să spun liber, ne vedem mâine, vedem cum este vremea de sus. De data asta n-am putut și poate că asta a fost cel mai dificil. Foarte bine, ca de obicei noi colaborăm foarte bine, de la ei primim direcțiile, dar este interesant că îmi lasă mână liberă și asta îmi permite mie să fac foarte multe artificii pe care ei nu le știu, dar care la sfârșit, odată predată casa, sigur îmi servesc și mie și lor. Eu am senzația că acești copii vor deschide ușile și vor fi, după părerea mea, va fi o liniște. Va fi o liniște aproape mormântală, pentru că emoția va fi maximă. Eu nu cred că ei se așteaptă, ca odată deschise ușile, să vadă un lucru atât de frumos, strălucitor. Culorile îmi plac foarte mult, sunt foarte, aș zice, bine alese și părerea mea este că va fi liniște. Este o coadă de lopată, da, ruptă, în efortul pe care l-am făcut ca să ieșim în termenul pe care l-am declarat lui Dragoș că îl vom ține. Și ne-am ținut, sigur, de cuvânt. Este o lopată ruptă și, dacă vrei, simbolizează și oasele rupte pe care le-am făcut aici, sigur, așa ca o figură de stil, în șantierul de aici, din Urlați. A zice așa, ar trebui să o urmărească, pentru că sunt 90 de emisiuni care se închid astăzi, pentru că eu am fost prezent în oricare și în fiecare din cele 90 de emisiuni de până acum. Și pentru că este o încununare, de fapt, a unui efort colectiv care s-a întins pe aceste 8 sezoane. Și eu cred că asta este poate cea mai reușită prin entuziasm, pofta de viață pe care o să o prezinte copiii și pe care, sigur că da, noi trăim cu asemenea realizări pe care le avem. Noi trăim, noi constructorii trăim prin imaginile și prin, sigur, emoțiile pe care le transmitem celor cărora predăm casa.